Liderii Partidului România Mare au prezentat în cadrul unei conferințe de presă concluziile trase de organizația de tineret în urma participării la cursurile școlii de vară. Sâmbătă 2 iulie 2011, președintele Partidului Dr. Corneliu Vadim Tudor, membru al Parlamentului European, s-a întâlnit în stațiunea Euforie Nord cu cei 200 de participanți de la școala de vară a tineretului PRM. Tribunul a fost primit cu urări de bun venit, cu flori și cu steaguri tricolore. Mesajul dumnealui la adresa noastră a fost unul de mobilizare a partidului, spunându-ne că noi suntem pilonii stabili ai partidului în viitor. Așteptăm să fie din ce în ce mai bine și să câștigăm alegerile. Președintele organizației județene, Ion Drăghia, a readus și el în atenție două probleme ale cartierului Walter Mărăcineanu. Strada Walter Mărăcineanu este asfaltată până undeva. De acolo încolo, câmp. Venim cu rugămintea ca atât Consiliul Local actual să facă eforturi ca biserica de acolo să fie terminată. Colectivul de locuitori de pe strada Walter Mărăcineanu, în frunte cu preotul Drăgan, strâng și dâns și fonduri ce pot. De asemenea, profesorul Mircea Borcoman a făcut o analiză prin comparație a rezultatelor obținute de elevi la bacalaureat cu cele obținute de profesori la concursul de titularizare.